Sunt direct. Iohannis a ajuns în aceste momente, îl vedem cu spatele, tocmai ce s-a dat jos din mașină. Se întreba și dumnealui dacă va fi și presa lăsată să fie alături în urma deciziei luate de acea judecătoare. Cu zâmbetul pe buze, Klaus Iohannis vine să-și exercite dreptul la vot. Da, așteptat, iată, de mai mulți membri ai partidului său, o vedeți, iată, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu, care mai devreme făcea poze acolo în fața secției, bănuiesc că îi fotografia pe cei prezenți acolo. Rareș Bogdan, care deja a votat încă de vineri în străinătate, a votat printre primii români din diaspora. Poate vor spune acum ce s-a întâmplat de presa, n-a intrat tocmai în secția de vot unde urmează să voteze, însă ce ei să spune, iată, pare că l-amuză pe președinte. Este foarte bine dispus. Dacă am și auzit ce spune președintele, da, ar fi excelent. Se apropie de locul unde este presa, să vedem ce vreau. Bună, bună ziua! Nu declară nimic președintele, doar salută presa. Cu siguranță Radu va face declarații după ce își va exercita dreptul la vot. Îl vedem chiar acum. A intrat pe holurile liceului Jean Monnet, însoțit de reprezentanții ai Partidului Național Liberal. O vedem și pe Alina Gorghiu acolo undeva în spate. Da, doamna Trăilă. Cristina Trăilă. Da, de remarcat că nu pare foarte multă lume, ca să vă spun că nu e nimeni acolo pe holurile școlii. Prezența la vot, oricum o să o aflați în scurt timp, veți vedea care sunt cifrele și o să discutăm în comparație cu ce s-a întâmplat în alți ani. Și devine interesant în secția de vot, nu? Să vedem dacă presa va avea dacă putem să intrăm. A venit Radu președintele fără Carmen Iohannis, soția sa, care înțelegem de la corespondentul nostru din Sibiu că va vota ceva mai târziu, după ce va merge la biserică. Vedem, presa deja este pregătită, așteaptă în aceste momente, au intrat cu toții, vedem, în secția de votare. Președintele se îndreaptă către membrii secției de votare pe care îi salută, predă buletinul așa cum face orice cetățean care dorește să-și exercite dreptul la vot și în foarte scurt timp o să-l vedeți că se îndreaptă către acel loc în care poți să intri singur, cabină, este obligatoriu, da, în cabină. Mulțumesc că m-ai ajutat, Radu. Exact. Practic, să știți că problema pe care o are acea doamnă judecător care a interzis inițial accesul presiei aici la Jean Monnet ținea de secretul votului, dar până la urmă votul se exercita acolo, în cabină și nu aici de față cu presa, așadar e 100% secretul votului asigurat în orice secție de vot, cu sau fără presă prezentă, care oricum presa este acreditată, nu intră nimeni acolo de plus că e foarte multă liniște, nu am văzut oameni agitați, nu am văzut să se întâmple nimic spectaculos ieșit din comun. Îl vedem acum. Cât stă președintele pe gânduri acolo în fața... Cred că nu trebuie să te gândești prea mult pe cine votezi când chiar tu candidezi. Așa este. A și votat, vezi, președintele. În aceste momente... Se va opri acum pentru clasica fotografie de la vot, așa cum fac toți politicienii. Mai ales că Jean Monnet e un loc unde de obicei vin politicieni, de-aia e cumva inexplicabil acea hotărâre a domnului judecător de acolo să nu îi lase pe reprezentanții presei să intre, pentru că cu siguranță se întâmplă acest lucru acolo în sală. Da, este foarte zâmbitor președintele Klaus Iohannis, încă o dată se salută cu membrii secției de vot. Nu declară nimic președintele? Da, a făcut un gest de respingere către jurnaliști. Cred că întâi avea de gând să îi salute pe absolut toți membrii din secția de vot unde este arundată șeful statului și abia apoi va vorbi presa, cu siguranță. Nu are cum să rateze acest moment să se adreseze. Se îndreaptă către presă în acest moment.
Colegul nostru Costisoare foarte vigilent, primul cu microfonul. Să rup mâna, bună ziua! Astăzi este o zi extrem de importantă pentru România, dar recunosc că și pentru mine personal am votat pentru România normală. Îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăzi confirmarea că foarte mulți români își doresc același lucru. Astăzi, în ziua votului, este ziua în care românii decid ce viitor va avea România în următorul an. Ziua votului este ziua cea mai importantă pentru românii care vor să participe la procesul democratic. Așadar, dragi români, vă aștept la vot. Mulțumesc! Credeți că România ar fi vrut să vă bate astăzi la vot? Știți că nu ne-au permis acces. Mulțumesc! La fel cum a venit cu zâmbetul pe buze, la fel pleacă președintele Klaus Iohannis. Radu, dacă așteptai vreo declarație în acest sens, da, ce s-a întâmplat în secția de votare, de ce nu ni s-a permis accesul încă de la prima ora dimineții, așa cum aveam de altfel acreditare, nu doar noi, ci toate televiziunile și toate ziarele și radiourile posibile și imposibile din România. O Românie, am votat pentru o Românie normală, domnule avocat, devine această expresie un leitmotiv până la urmă, că pe toți cei care i-am auzit astăzi au votat pentru o Românie normală, să dea Dumnezeu să avem o Românie normală de acum încolo. Repet, o Românie normală este cea a legii. Iar eu văd aici o situație oarecum fără precedent. Președintele în funcție, însoțit de membrii ai guvernului actual. Nu știu dacă asta poate fi o Românie normală, chiar dacă vorbim de Partidul Național Liberal. Nu știu dacă candidează, stați un pic, candidează. Păi dânsul doamna, este președinte doamna în funcție Dăncilă și candidează. Doamna Dăncilă n-a venit împreună cu... Da, Dăncilă nu este președintele României deocamdată. Da. Dânsul ar trebui raportat, vorbeam mai devreme, de principii constituționale. Da? E o situație atipică și cred că nu e un semn pentru o Românie normală, această împrejurare. Domnule Popescu, cu privire la interdicția de care a fost mai devreme, n-am aflat cine a rezolvat-o. Staful președintelui cumva tot în aceeași Românie normală? De la sine putere s-a rezolvat. Greu de crezut. Adică au intrat jurnaliștii după ce a sosit staful președintelui. Vedeți, poate face parte tot din România aceea normală. Iar președintele nu a dat nicio explicație, n-a vrut să răspundă. A reușit să rezolve o problemă care nu-i aparținea ca și competență. Vedem pe președinte în aceste clipe ieșind pe poarta liceului Jean Monnet, soțit de sigur de membrii PNL, s-a oprit. Vedem dacă mai face și poate alte declarații. Nu mai face. Sau poate face doamna Gorghiu un selfie, că tot am văzut, tot era cu aparatul de fotografiat. Nu mai face, stop. Da. Dacă a rezolvat această problemă președintele, înseamnă că va avea nu numai guvernul său, ci și magistrații săi, probabil, nu? Sunteți bănuim, nu știu. Domnule avocat, știți că, din păcate, în România de multe ori lucrurile se rezolvă pentru că mulți angajați ai statului, atunci când văd o autoritate, se pierd uită de competențe, exact. Și, dar nu e o Românie normală asta. Ca lucrurile să meargă așa cum își doresc, deși aici normalitatea, hai să fim serioși, era ca piesa, ca presa să intre. Absolut. Fără niciun fel de problemă pentru a-l urmări pe președinte și pe toți cei care votează acolo. Dacă am putea vedea și imaginile din fața liceului Jean Monnet, ar fi excelent. Domnule Popescu, cum vi se pare președintele Klaus Iohannis? Foarte zâmbitor, cu aceeași cravată bleu el, cu care ne-a obișnuit. Înainte, da,